E o perioadă, dacă vreți, ca un început. Schimbarea aceasta la vârf impune, dincolo de toate, o atitudine pe care trebuie să o avem vis-a-vis de ce urmează să facem sau, dacă vreți, ce va urma. Cu noi, fără noi, implicați, neimplicați. O certitudine că suntem într-un an preolimpic, în care nu prea am dat în fiert. Vedeți și dumneavoastră, rezultatele sunt deloc de nivelul anilor preolimpici trecuți. A doua problemă este că nu ne putem bucura nici de o situație fericită la nivelul bazei. Mai mult decât atât, faptele care s-au petrecut în ultima perioadă vis-a-vis de cazul colectiv, ca să spun așa, o tragedie la care nu ne puteam gândi, care a schimbat din mers foarte multe opinii și păreri. Nu se mai poate oricum și în orice situație. Uitați-vă teama cu care au fost abordate competițiile ultime vis-a-vis de asigurarea contra incendiilor, de avizul unor săli, vedeți cei cu stadionul național, cu foarte multe săli din țară. Sigur, dacă vreți, măsuri în situație de panică, ca să zic așa. Ele nu pot fi făcute decât într-o viteză debordantă și totdeauna ce e făcut repede e și prost. Sigur, astea n-ar fi probleme care să schimbe sările de fapt în sportul românesc. Cea mai grea situație rămâne totuși reprezentarea olimpică, pentru că competiția de vârf care te judecă pentru întreaga activitate făcută în 4 ani. Cine vine la această oră, în cazul doamnei Lipă, trebuie să se gândească viitorul imediat. Viitorul imediat e prezent. Să se gândească la viitorul mediu, ca să zic așa, care vine după imediat, după Olimpiadă, și mai departe tot ciclul olimpic pentru Japonia. Sigur, nu le poți rezolva pe toate. Și atunci intervine ideea de prioritate. Ce pot face într-un timp foarte scurt, care să vadă. Că dacă pornim cu prea multe farfurii de astea să le învârtim, deși trebuie să le învârtim pe toate, s-ar putea să le mai scăpăm, să se spargă unele din ele. Prima problemă, și chiar o să am o întâlnire cu dumneai, vine de la modul cum motivăm pe aia care îi avem în preajma excelenței sau care s-au calificat la Jocurile Olimpice și s-o cotesc excelenți pe aia, numai că sunt vreo 22, și calificările care urmează imediat. Pentru că ianuarie, februarie, martie, aprilie, cam termină poezia. Deci din aprilie și ăștia săracii nu-s calificați și se vor califica într-o perioadă foarte scurtă și nu mai au timp să se pregătească cum trebuie pentru Olimpiadă. Va trebui să se descarce dacă s-au calificat în termenii noștri, să încarce din nou, să atingă un maxim de formă la timpul oportun. Sigur, surprize sunt peste tot, în orice domeniu. Cât am vrea să le punem mai mult ce se întâmplă în lumea sportului. Această revoluție împotriva dopingului care a apărut la ruși acum, depistați cu o serie de lucruri nenormale. Vorbesc la acolo unde intervine cu adevărat dopingul, atletism, natație, de altfel peste tot este, ciclism și în celelalte discipline. Haltere și așa mai departe și problemele majore sunt, cum v-am spus, greu de stăpânit. Noi avem, mai zicem, și un trecut foarte potrivnic, în ghilimele, pentru că e o povară ce ducem în spate, comoara asta pe care am realizat-o de-a lungul timpului, deși mulți o contestă, că a fost cu Ceaușescu, a fost cu comunismul, a fost cu... Vreau să vă spun că toate țările, absolut, că tot vorbim, sunt pătrunse de ideea patriotismului. Uitați-vă când se cântă imnul și că sunt Bosnia, Herțegovina, că sunt, știu eu, Albania, n-are importanță. Fiecare ține la patria lui, la mândria lui națională și așa mai departe. Cred că asta este generatoare de energie, această mândrie națională și de, dacă vreți,
e împotriva banului într-un fel. Nu e înverșunarea aia numai pentru bani, care există în profesionism, în celelalte. Banul este, cum se zice, absolut necesar, că altfel nu putem să ne justificăm, nu se mai poate, chiar deloc nu se mai poate, dar în același timp motivația e și din punct de vedere moral, etic, moral, cum să vă spun eu, toată pasiunea asta și entuziasmul au un stimulent. Stimulentul e banul. Banul îmbrăcat, dacă vreți, nu pus nabă banii și bate-te. Nu, e vorba, bate-te în ghilimele, că problema este de știința performanței, obținerii performanței. Lumea e obișnuită cu întâmplarea la noi. Adică n-au știut ce e în spatele unei medalii, n-au știut ce e în spatele unui rezultat de excepție. Sigur, noi totdeauna vorbim după. Nu ne permitem, dacă vreți și presa, pe undeva face multe greșeli în ultima perioadă, prezentând fotbal și tenis în ultima instanță. Fără celelalte... Sporturi pe bani, iar ajungem. Celelalte ognași adevărați, care sunt în sala de lupte, în sala de haltere, în sala de gimnastică, în sala de scrimă, în bazinul de noi și mai departe, aia sunt trecuți cu vederea. Mai mult decât atât, drumul lor până ajung sus trebuie presărat cu fel de fel de stimulente mediatice. Un copil care se apropie de baremul de la 100 metri braț, care e în para... Adică micii campioni nu sunt ajutați și cel mult sunt blocați, dacă vreți, că și aceste articole, dacă luați L'Équipe, Corriere de la Sera, eram în Mexic, în Chile, unde vreți. Revistele de sport, cu adevărat, au 20 de pagini, 30 de pagini. Cu campionatele de copii, campionatele de... Absolut, nu le scapă. Chiar că ai un campionat național și scrii două rânduri, au ieșit campioni cu tare, cu tare. Nu pe un totalitate, printre alții a câștigat Ionică și Stelică. Adică nu să... Înainte, dacă luați campionatele naționale de box, hai să iau așa un... Păi prima pagină în gazeta, în sportul de înainte, erau 10, 11 poze mari, cei 11 câștigători a celor 11 care, comentarii și mai departe. Acum totul este relativ, aproape că nici să mai știe cine e și campion. Înainte era comentat, înainte competiția era comentată cum trebuie, pronosticuri, nu la pariuri de astea sălbatice, era lupta între ăla, cum e campionatul, dacă uitați la campionatul în trei, la o categorie de box, ce pronostic să dai? Deci mediatizarea era mult mai eficientă. Eficientă, da. Și continuă, avea continuitate. Și conținut. Fără conținut, da, nu poți să întinzi pelteaua. Acum, revenind la ale noastre. Noi ne-am propus, știți, orice activitate într-un ciclu se materializează cu cine merge la Olimpiadă, care de mult timp a devenit o bagatelă. Nu ne interesează asta, nu. Un club ca ăsta, care e al nostru, are un alt statut pe care lumea nu-l înțelege și îl comentează totuși. Citisem, mă rog, pe niște... publicații? Nu, publicațiile nu ne... În Facebook de ocazie. Rețele de socializare. Da, și se vorbește unul care e paznic, să zic, fel de fel, nu le dau importanță, dar când faci un comentariu, ori îl faci în stare de competență, așa, și cu argumente. Și acum revin la situația reală a clubului. Dom'le, aceste cluburi presărate pe întinsul țării au fost realizate de o anumită concepție să concentreze valori din întreaga țară. N-a pus problema că Oneștiul este, știu eu, au copii din Onești. Sigur, cel mai mare interes este să nu ne scape, adică să cei inochinoși să întâi. Să prindem întâi ceea ce avem. Și aici. Și mă duc, selecția este o chestie foarte grea. Tocmai de aia stăm și prost acum cu multe discipline sportive. El trebuie să cuprindă întreaga suprafață a țării. Sigur, interesul este să nu mă duc la Arad, nici să mă duc la Timișoara. Dar ca să mă duc în Bucovina de sus, să mă duc mai jos spre Galați sau spre... Că fiecare disciplină sportivă are... Eu sunt un club de înaltă ținută. Mă doresc un club de înaltă ținută. Și atunci merg cu această selecție, dacă vreți, țara e împărțită pe niște segmente, niște sectoare.
Ardealul Moldova de Sus, Ardealul Banatul. Noi ne-am făcut această strategie să nu ne scape absolut nimic, dar de la ce nivel? De la copii și junior 3, adică din clasele 5, 6, 7. De atunci când tu iei un copil de clasa 5-a, Panțuroiu, când o iei pe Melnicescu de la Târgu Mocnea când era în clasa 6-a, tot a 5-a, 6-a. Deci ei sunt copii și îi duci în lotul olimpic. Pe Melnicescu. Melnicescu pleacă, săptămâna asta pleacă în Creta cu lotul olimpic, se pregătește pentru o olimpiadă. Și tu îl știi că l-ai luat când era elev la o școală generală, care nici nu visa el să ajungă la olimpiadă, care a ajuns la un concurs de nivel extraordinar. Diamond League-ul, că e profesionist. Când a ajuns la un Diamond League, cum a ajuns el la Stockholm, nici nu visai. Și atunci, la fel, fata care a fost la Beijing, la triplu salt, Panțuroiu, pleacă din clasa 5-a, 6-a și ăsta este scopul unui club, de a lua sportivi. Din aia cu de unde... Că selecția nu este sporadică și întâmplătoare. Eu, și acum revin la... Noi am făcut acum, am avut săptămâna trecută, trei vârfuri de activitate, să spun. S-a terminat campionatele naționale de haltere la Onești, campionatele de haltere care, de tineret, care încheie întregul sistem, să zic așa, senior, tineret, junior 1, junior 2, junior 3, că și ei s-au dus cât mai jos să-și asigure baza. Și un sportiv, pe nume de Dumitache Paul, a făcut un record extraordinar. Recordul ăsta extraordinar vine să... Taman vine în perioada de care stăm de vorbă, la Houston, în Statele Unite, au luat campionatele mondiale, ultimele campionate mondiale din sporturile olimpice. Nicu Vlad de acolo, că e și congres înainte de competiție. Și acest copil a făcut un record, lumea nu știe, ne fi nici educată. Un record aproape, dacă vreți, de maximul posibilităților umane. Există un indice Sinclair, se numește, a unui englez, un raport între greutatea corpului, corporală, și greutatea pe care o ridică, smulge și totalul. Și indicele ăsta, bine, e corelat cu o serie de chestii, și eu, anvergură, înălțime, sunt multe... Și se poate aprecia că de la un anumit nivel... Până la 4 este excepțional. 4, indicele, raportul ăsta, fracția asta, da. El are 3,53. 3,53 asta presupune un sportiv de mare viitor. Acum intervin factorii perturbanți. Viața sportivă. Modul, e tânăr, e născut în 2000. Da. Deci e un Tokyo, cum ar veni. Cum crește el, cum este motivat, condițiile pe care le asiguri, conștientizarea lui că e o valoare și ce are de făcut. Pentru că le dă toate pe una. Controlat la școală ca să nu rateze partea cealaltă. Deci se meargă în ton cu toate, dar în mod special un regim de refacere după antrenament, descărcare, încărcare, sănătatea foarte atent monitorizată, sigur că da, controle medicale, vitaminizare, atingerea maximului de formă la momentul oportun, el crește. Și acum problema nu va fi în categoria aia. Va fi o categorie superioară. Ei, nu poți să te încarci cu o musculatură de pufăcioasă de asta. Deci trebuie să pui musculatură pe tine dacă vrei să... Și unde trebuie. Sigur că da. Ei, aici sunt probleme de acum de știință a conducerii procesului de antrenament. Poți să ratezi. Deci pleci din start cu un copil de asemenea valoare și întrebarea este dacă ajungem acolo unde trebuie. Pe care nimeni nu înțelege fenomenul. Cum apreciați că se pot îmbunătăți aceste... Păi aici este problema, dacă vreți, a unei conlucrări, sistem echipă, antrenor, medic, nutriționist, medicamentația, psihologul, doctorul, adică e o echipă care nu lasă loc întâmplării și nici
libertatea de a, după ureche, ca să zic așa, lăutărească. Din punct de vedere uman aveți aceste condiții, mai lipsesc... Copilul este din zona Galaciului, ca să spunem... Probleme în zona financiară probabil că sunt. Acolo sunt probleme și că cheltuielile se fac de domeniul echipei. Nu echipă, individ. Aici e problema că vedeți lotul național de box, lotul național de lupte. Un antrenor la lotul, nu există antrenor, ăla e coordonatorul lotului și acolo vin antrenorii cu sportivii lor. Da. Adică nu iau sportivul și îl dau unuia sau doi sau trei ca să ducă peste tot unde vezi la competițiile mari. Deci vin regulă ar fi sportivul și antrenorul. Absolut. Asta ar fi... Una din probleme și ăsta se meargă și el la competiții. Pentru că dacă nu e condus de ăla care era... Și din punct de vedere psihic al sprijinului... Absolut, aici... Sfaturi tehnice. Și probleme foarte grave apar din momentul ăsta. Îi spun eu, a furat munca altuia. Pentru că ăla nu poate să conducă o echipă de box de la categoria 48 până la categoria plus 91. Este infernală. Una e specific la plus 91. Viteză, regimul de luptă, rezistență, forță, sunt multe lucruri altele, plus partea tehnico-tactică. Că vin eu de 1,25 m și îi povestesc lor de plus 91. Adică nici ăla nu mai accept. Adică, și spun treburile astea pentru că sunt umblat, așa ca să spun, la foarte multe competiții internaționale. Dom'le, vine fiecare cu antrenorul lui. Antrenorul care nu face de capul lui, este condus de un coordonator și o echipă, un staff. Dar el... expune planul, este consultat și în același timp sfătuit și el. Adică trebuie să fie, asta înseamnă echipă, ceea ce nu era înainte. Antrenor la lot, 12 ani și el îi conducea el. Acum mai vine și problema cealaltă, eu țin foarte mult la ea. Ăsta care a muncit cu el, l-a luat de la când era în clasa 4, 5, 6. Cum să-l schimb pe ăsta după ce l-aduce în lotul olimpic și îl dai lui altul? Indiferent cât de valoros ar fi ăla. Crește și ăsta care la antrenorul care... Să scadă randamentul sportiv. Te-l pierd pe antrenor. Adică după o muncă de 10 ani, îl dau pe ăsta deoparte și îl pun pe altul. Și mai culmea ar fi... Există subiectivism în această zonă, a deciziilor. Nu, sigur că da. Adică pe undeva, aici n-ai voie, v-am spus, aici n-ai voie să tai de două ori. Da. N-ai voie să tai de două ori, n-ai voie să greșești. Dacă vreți, tocmai aici este. Nu greșesc deloc. Că dacă am greșit, orice greșeală se plătește scump. Acum revenim, de calterele, asta este un vârf al secției de caltere de la noi. El, culmea, este campion a Europei, că am discutat, triplu campion. Smuls s-a aruncat unde a făcut trei recorduri, se spun că sunt recorduri europene, mondiale. Da. A fost campionat european, trei recorduri europene. Acum a venit și a mărit, aici a făcut din nou recorduri la, și la smuls și la aruncat și la total. Cu, dacă nu mă știu, cu vreo 5 kg la total, dar a crescut la, și la smuls și la aruncat. Deci mai bine ca la europene. Deci se vede o rată de progres, se vede un ritm de pregătire, acum vine partea cealaltă, descărcarea. El trebuie, ca să pot să o iau iar la deal, nu fac ca Sisif, îi dau drumul la bolovan și iau de la iar de jos. O perioadă de recuperare după un efort. Refacere, recuperare. Susținut în asemenea competiție. Sigur că ca organismul să se descarce de tot ce de toxine, de mă rog, de stare, de stres, de toate, ca să iar să facem un atac în forță, da. V-am spus cu amendamentele de rigoare. A doua problemă mare, noi săptămâna trecută comentam că Onești este patria, e mica Jamaica atletismului românesc cu cele, mă rog, 8 medalii obținute la campionatele naționale de senior, tineret și junior 1, cu aceiași sportivi. Adică, cu alte cuvinte, ce vă spune puțin mai înainte? Deci rezultatele anterioare nu au fost o pură întâmplare, ci... Dar de unde plecăm? Vin exact de la începutul și confirmă încă o dată performanțele sportivilor. Continuitatea, sigur că continuitatea e din Târgu Ocna, un copil deosebit. Deci continuitatea, în primul rând, continuitatea activității de înalt nivel. Aici salturi calitative sigur, se fac numai după ce se fac acumulări cantitative, după ce se trezesc ambiții, se trezesc moral volitiv. Devin, cum se zice, antrenorul plus sportivul egal cu unul și amândoi doresc același lucru, să ajungă undeva sus.
cazul meu Licescu, un terpezan care e student în Statele Unite, că mai zice, bă, dar nu inonești. Păi, el, sportivul, merge până la nivelul liceului. Sper că nu mergem cu proști. Mergem, termină liceul. Vrând nevrând, el va trebui să plece la o facultate. Sigur. Că noi ne gândim și la situația lui ulterioare. De preferință tot în domeniul sportiv, dar poate mulți avem care și altceva, sigur. Că avem sportivi care au terminat medicina, dacă vă spun la aruncări, da. De exemplu. Dar problema, Iancu, dar problema este că el, în condițiile astea, însemna să părăsească Oneștiul. Nu. Pentru că contractul nostru este pe ciclu olimpic, mai devreme sau mai târziu, oricum se va debarasa de, nu de club, de performanță, va ieși din sfera performanței sau, știu eu, activității ăștia. E normal să fie așa. E normal să fie așa. Păi el pleacă din Onești și atunci nu mai ia Oneștiului. Nu, noi avem contract pentru întreaga activitate a lui, de înalt nivel. L-am luat de când era mic și îl ducem până... Îl dăm, îi student la fără frecvență, la găsim soluții pentru el. De asta vă spun că... Acestea sunt aspecte tehnice. Spuneți-ne ce alte mai... Campionatele naționale, cam simultan au fost campionatele naționale de marș. Antrenorul Ardeleanu Gheorghe, care este, hai să spun, în specialitatea lui, a fost campion și alergător de marș înainte, cu grupa care și-a format-o și a plecat iar la rădăcină, are vreo 12 fetițe care sunt născute din 2003-2004 până în 93. Iar o dominație oneșteancă care, știți, la un moment dat zice lumea că ne laudăm, lăudătorii. A reușit să câștige campionatul național de seniori pentru prima dată, pe echipe. Când câștigi campionatul național, că marșul în România are o tradiție și dovadă că la Jocurile Olimpice deja sunt 3 calificați la marș. Și surpriza este că au câștigat și seniorii și tineretul. Deci la fete vorbim. Da. La individual au câștigat la tineret Pușcașul Mihaela, pe locul 2 ai Chimoaie Alexandra, deci ai locul 1-2 la tineret, locul 3 la seniori, pe echipe câștigi la tineret, cu câtva timp în urmă a câștigat la junior pe echipe, cu câtva timp a câștigat la junior 2 pe echipe și la junior 3. Deci cu alte cuvinte... Putem vorbi de continuitate. Continuitate și piramida de care vă spuneam. Sigur. Deci urc cu un grup, mai am și pierderi. Mai dispar din sfera asta. Ceea ce, deci am putea spune că marșul românesc este oneștean. Că ele au ieșit și campioane balcanice. Deci atunci ați pui întrebarea, ce ne mai rămâne? Ne mai rămâne să nu ne mai preocupe atât de mult campionatul, nu, să ne gândim numai la campionatul național sau balcanic și să mergem mai departe, calificarea la Jocurile Olimpice. Aici distanțele sunt 10 km și 20 de km. 20 de km e proba olimpică. Și spui întrebarea, suntem apți de a duce un sportiv la olimpiadă? Categoric suntem. Mai mult că una din fetițele astea, Lungu, care e născută în 98 și a făcut un record extraordinar la campionatele mondiale din Statele Unite, de la Eugene, a fost la Jocurile Olimpice ale tineretului european cu mult timp în urmă în Olanda. Deci vreau să vă spun că partea ăsta este, întâi naționalul să fii primul în țara ta, după aia să fii primul în Balcan, ca să mergi în zona mai extinsă și pe urmă la europene. Aichimai a fost în echipa României care la Cupa Europei a venit pe locul 7 în Franța. Sigur, nu sunt performanțe excepționale, locul 7 la europene sau campioană balcanică, dar ești din starea de intern, de rezultate interne. Și acum gândul nostru este să, dacă am putea și trebuie să putem, calificat la campionatele europene de la anul, la campionatele mondiale de junior 1 de la anul, la, de ce nu, cu gândul chiar la Jocurile Olimpice, dacă există, pentru că deja cărțile sunt făcute. Ne rămâne ca să facem un rezultat excepțional în perioada cea mai scurtă de timp, ca să intrăm cu baremul pentru mers la Jocurile Olimpice, sau dacă nu, să gândim foarte, foarte profund pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo. Deja lucrurile, ăsta ar fi un alt rezultat de excepție. Copii sunt, vedeți, și în zona limitrofă, toți sunt, majoritatea sunt de aici. O fată, două surori sunt din Adjud, pe un băiat l-am găsit așa inopinat la 100 de metri Macovei, care n-a făcut până acum atletism, născut 97, și ajunge să-l bată la probele
de control pe Melnicescu. Deci există nevoia de modele, ca să vorbim, fără model nu prea si. Poți să rezolvi, și această imagine pe care și-o creează, o creează presa și urmă încep să vină, pofta vine mâncând. Ia să merg și eu, ia să văd și eu, e nevoie de concursuri de casă cât mai multe aici. Și în primul rând, v-am spus, și rămâne acest stadion de atletism, cea mai mare durere. 5 stadioane în Onești, iertați-mă, și niciunul de atletism adevărat, făcut cu pistă, cu, ceea mă rog, trebuie, sigur. Că nu se poate... mai mult cu cât au fost fonduri și europene pe această zonă. Mierea de albină e depusă în stupi. Dacă n-ai stupi, pune-aia pe-n copaci, pe aia aiurea. Acum, revenind la al treilea moment de care vă spuneam, noi am comentat cu luptele, cu încercarea de a face un centru olimpic aici. Am plecat de la copii într-un sat, Berjunți, cu primar, cu, mă rog, așa cum ne-am agitat și cu judo la Târgu Ocna și nu numai la Berjunți, la Căiuți, la... Dar am luat să... ce politicul nu prea se ține de cuvânt, ca să nu... Să vedem, da, pentru că... Aveți totuși promisiuni, dar rămâne de văzut. Ca să mă înțelegeți că, apropo de politic și de ținut de cuvânt, directoarea că astăzi a avut o situație, de rog, plăcută. Împreună cu Nicul Vada au stabilit și cu antrenorul... Vorbim de doamna Ingrid Istrate. Sala asta a început de 2 ani de zile. Au oprit-o unii, au scos banii, nu i-a băgat când trebuie. Mă rog, eu nu vreau să dau vina pe miniștri și secretar de stat. Și birocrația. Nu. Dacă nu ești atent, scoate banii, te sucește, te învârtește. În sfârșit, femeia asta s-a dus în genunchi la București să rezolve problema sălii cu Nicu Vlad. Așa. Gata, tot s-a dat drumul, s-a semnat. Vine o hârtie, o reclamație, precum că un stâlp din stâlpii care s-au fișat aici ar fi scos. Așa. Da, a fost scos pentru că Nicu Vlad, care este vicepreședintele Comitetului Olimpic și a Federației Internaționale de Haltere, da, a spus, nu e bine de ce l-a pus pe ăsta aici. Trebuie scos, s-a regândit o situație. Pentru că ăsta ne încurcă la, mă rog, și ca beneficiar. Că nu după ce se întâmplă totul ca la bazinul din nou la Bacău, vine beneficiarul și spune, nu-i bine, mă, că ce ați făcut aici? Deci asta se face în timp. A fost toată lumea de acord, nu știu cine a spus, mă rog, de la Tineret, că acolo Ministerul Tineretului și Sportului e, de fapt, 80% tineret și sport... Mai mult tineret decât sport. Da, e... Deci, da. Domnule, dar nu-i corect cu tare. Să-l amâne din nou. Deci investiția e să dăduce drumul. Du-te înapoi la proiectant, urcă-te mașină noaptea, du-te la București. La București s-a schimbat miniștrii. Prinde-o pe Sabo în ultima instanță. Sabo de acord, semnează toate în ultima și modificările și tot. Nu, că îi devină directoarea clubului să plătească amendă, că stai tot, că eu nu am făcut-o din capul meu, că e vorba e femeie, nu i-ai cu calterele și cu... Ei, și gândiți-vă în ce stare a fost, nu știu care a pus acolo de al dracului, dom'le, trebuie plătit că a luat stâlpul ăla, parcă l-a luat și l-a dus acasă. Ei, acum a sărit Nicu Vlad, Toma de la Houston și stai, băi, ce vă face? Vă bate joc de munca mea? Ce în sfârșit. Ei, a venit acum și din nou s-a acceptat, dar a asistat banii. Între timp și-a dat demisia cel de la investiții, că a venit un nou ministru. Acum rămâi suspendat, te-ai urcat pe macara, ai ridicat ăla până la jumate și spune, rămâi așa că s-a schimbat ministrul. S-a schimbat ministrul, venim acum. Sper că doamna Lipă, care este și ea frustrată de... Eu am lucrat cu ea, am la Dinamo, deci e frustrată și ea la știe ce înseamnă investiție și casnele facerii, că a fost sala de not, că a fost bazinul de not, la, sala, iertați-mă, de jocuri, bazinul de not, în care am fost parte și eu la elaborarea proiectelor astea și chiar am adus modificări după ce am fost la Balcaniada de la Sofia la basket și am văzut acolo
o chestie, sala asemănătoare, am venit cu poza și au schimbat proiectul la părțile laterale. Mă rog, nu e nicio... Așa, și acum vine sala de gimnastică. Deci, zbaterile astea să realizezi ceva cu fel de fel de obstacole, cu fel de fel de, economii. Exact dacă mai facem o glumă acum, economii, cum a zis fostul șefa veteranilor, domnul general Dragnea, că iar a zis, domnule, nu mai băgați, domnule, 8 plus 1, noi suntem vai de capul nostru cu banii și mai băgați plus 1 la școală, atunci bă, plus 1 de acolo. Ca idee, sau mai recent, dat-o de perioada aia, bazinul din nou de la Brăila a fost făcut fără vestiare. Și la inaugurare, când au venit, au deschis o ușă și erau să cadă toți în bazin, acolo era economia, la vestiare, da. Nu e cauza autentic, nu e de... Așa și revenind la competiția de lupte, că de-aia vreau să vă spun, ia că cum dă rezultate această căutare profundă, în timp ce Maftei, imediat după campionatele naționale de caltere, a plecat în Bucovina și în Bucovina cu tărtăreața din sat în sat caută calterofili. Asta este munca. Dar de ce nu căutați, mă, la Onești? Păi căutăm și la Onești, că la Onești nu e vorba de căutat, e vorba de dat, cum să zic, zvonul și vin toți la sală. Sigur. Dar aici, cu ăștia care au venit... Mai greu când cauți în mediul rural. Și se întâmplă decât că să lucrezi cu un copil netalentat sau fără perspectivă, păi caut în toată țara, băi, că eu nu pot să investesc într-unul, să-l fac dintr-unul mediocru bun. Sau, dacă vreți, chiar foarte bun. Trebuie eu muncă să deplinească anumite calități. Eu trebuie să-l iau un... Calități. Unul pleacă de la plus 10 și unul pleacă de la minus 40. Cu ăsta de la minus 40 îl aduc la plus 10 după 5 ani și ăla de la plus 10, ăla din anul întâi mă bate ăla care și eu muncesc ca nebunul. Deci cine nu înțelege că această selecție nu este întâmplătoare. Gândiți-vă ce a însemnat pentru omenire orientarea profesională. Omul potrivit la locul potrivit sau să-și aleagă meseria... Specializarea. Cu care are inclinații. Specializare, pe unde are aptitudine. Dar și acolo, nu vedeți că e cu banul. Toată lumea face juridica, toată lumea face medicina, toată lumea... Chestii reale, da, concrete. Da. E corabia nebunilor. Bun. Pe finalul discuției de lupte v-am zis că au fost campionate la Târgu Mureș. Așa. Au fost vreo 500 de copii. Că aici și aici copii la nivelul vârstei mici, ca să zic așa, ăștia junior 3 și junior 4. Copii 1, copii 2. Știți că din ăștia 500... Noi am obținut 7 medalii, 3 titluri de campion în argint și 3 de bronz. Deci 3 campioni. Și locul 2 pe națiuni, pe cluburi. Deci acești doi antrenori au venit cu o medalie foarte importantă. Deci iar de la bază vorbesc. Baza spune mult. Sigur, sunt 3 campioni, dacă vreți, mini campioni, ca să le spun așa. Dar ei mâine deja bat la porțile afirmării cu gândul să ajungă la un centru olimpic. De ce ne dorim noi centru olimpic tot aici? Avem bază materială, avem cantină, avem cămin, avem școală și avem antrenori. Deci e mult mai ușor de făcut la Onești. Decât în București. Păi eu discut cu ăștia în București. Exact. Asta e, da. Am fost acum săptămâna asta la București la un concurs de selecție și de, hai să vedem, de intrarea în iarnă, ca să zic așa, la sala de atletism. Au venit 600 de copii. E organizat în colaborare cu antrenorul nostru la Onești Dâncan, el a organizat concursul. 600 de copii din București. Și ce m-a impresionat, că ai noștri s-au evidențiat și deja copiii de 5 ani, pardon, de clasa a 3-a, a 4-a, a 5-a, veneau, domn profesor, mă cunoșteau, părinții. Nu-l lua și pe în clasa a treia, uitați-vă la el, uitați-vă la... Deci deja noi eram clubul care sprijină copii. Că e altceva să-l iau eu campion. Să zic că-l iau campion, băi, campion, am luat un campion, de acum stau liniștit. Ca alții, Steaua, Dinamo sau alții, nu vreau să spun. Noi am luat copii. Și satisfacția muncii în asta constă. Muncesc cu un copil de calitate și îl duc undeva sus de tot. Pentru că trebuie să-i dai și omului satisfacția valorii lui profesionale, că degeaba să muncească cu unul. E un copil deosebit aici, dar de nivelul minus 5, cum v-am spus. Și el, altul mă bate, adică nu fac, noi suntem plătiți, dacă vreți, că nu suntem plătiți deocamdată de Onești.
Noi suntem plătiți de minister pentru această, dacă vreți, această, cum să zic eu, sarcină, dacă vreți, să căutăm până ne ia dracii cei mai buni copii și să-i aducem acolo. Gândiți-vă că la canotaj. Păi la un moment dat canotajul cu lipă, aici o luăm că e cazul cel mai... Pe ce era canotaj la... la ea, lângă granița cu Ucraina? Tot cineva a căutat-o și a... Nu, i-a luat cu, după alonje, după înălțime, după... și a adus la... la deci, dar ce m-au ei campioni acolo? Nu, deci dar... succesul începe de la munca dumneavoastră de a descoperi. Exact. Și a pune în valoare. Ca lumea să înțeleagă, mă comenta, nu știu, într-un tot așa site ăsta de socializare, unul care m-a mă rog, mi-a zis... E, de pe la Bacău. Nu. Aia să împoartă respect până la Dumnezeu. Da. Nu. Bă, a venit boșorocul ăsta. Adică eu, ca să facă ordine aici, să... astea sunt probleme care pe mine mă... E vorba de experiența dumneavoastră pe care o aveți, pe care un om mai tânăr nu are cum. Păi n-ai cum. Păi n-ai cum. Ați văzut ministrul de 29 de ani la sănătate? Ce poate să facă ăla? Nu e o calitate vârstă. Nu, sau ce a făcut? Sigur că... Ce a făcut, sigur. N-are în spate. Eu am o vorbă. Când te duci cu într-o stare de sănătate proastă și la risc, pe muchie, te duci la doctorul care a făcut 100 de operații și nu a reușit niciuna? Ei. Te duci la ăla care a făcut 100 de operații și a reușit 120 de cu 127, 120 și te întreabă, dar cum 120? Păi aia 20 nu i-a operat, i-a făcut bine fără operații. Deci, iată dumneavoastră, vă încadrați chiar aici, în zona pe care o a cerut-o și tineretul acum, competență. Păi competența vine din ce... Mai din... puțin politici, mai mult tehnocrat, în sensul, tehnocrat în sensul de specialist pe un anumit... Asta este foarte bine. Tehnocrat e poate termenul... E un pic, poate prea mult, nu, dar... Domn... om specializat și cu experiență pe un anumit domeniu. Și nu e... Și nu e suficient. Asta ar fi o... E o bază, nu, iertați-mă. Este o principală problemă, dacă vreți, creația. Pentru că... Asta-i simți creativ, da? Sigur că, că da. Nu vii să faci tot ce ai făcut și dincolo. Aici te bazezi pe cu totul alte premize și cu alte, dacă vreți, o altă osatură, pe o altă... Cauți alte idei îmbrăcate din... Adică adaptate, ca să nu zic îmbrăcate, din ce ai văzut în lume, din ce ai văzut în țară, din reușite și nereușite ale activității tale și aici e un experiment. Adică dacă vreți, la un moment dat, că suntem, ca să-i bați pe Dinamo și Steaua, v-am spus, că lumea a spus, băi, dar cu un singur antrenor? Da, cu un singur antrenor. Păi alții, prin voluntariat sau eventual prin jumătate de normă, un sfert de normă, pentru că eu nu fac colaborări decât cu cluburile, cu liceele sportive, școli de vocații, în marea lor majoritate sau școli generale. Eu nu fac cu cluburi sportive școlare să am probleme de alt tip și nici cu cluburi de seniori. Deci drumul nostru este de la copii juniori, gimnastica. Păi ar fi gimnastica la Onești numai cu cei inonești? S-a terminat, aia a fost doamna, când era doamna Simionescu. Deci este drumul ăsta, trebuie, toată țara are nevoie, selecția este o chestie, dacă vreți, însă sensibilă. Însă selecția e o competiție. Sigur că da, dacă n-ai condiții, dacă eu aș face selecție și aici n-am unde să dau de mâncare, unde să doarmă, e suficient să vină la două cantonamente pe an, nu-l depărtez de școală. Eu n-am dat rebuturi la școală de-a lungul timpului. Gândiți-vă că băiatul ăsta e la facultate, e numărul 1 la facultate. La bacalaureat numărul 1. Orice rateu, îl socotez rateu și a antrenorului. Când un copil rămâne repetent, când un copil nu trece... Gândiți-vă că sunt părinți foarte mulți de la țară, cred că și când spun țară, mediul rural, rămâne totuși un izvor nesecat de căutări. Haideți să ne apropiem de finalul discuției noastre. Acum, ce ar mai fi de spus? Deci suntem în luptă cu sala. Beata directoare, ca să-i spun așa, e într-o alergare continuă. Gândiți-vă că este și pentru ea un obiectiv de mare importanță. Extinderea... Un obiectiv al Clubului Sportiv Municipal Orice. Care trebuie să fie terminat. Că și să se întâmplă, dacă nu-l termin până în maxim ianuarie-februarie, am pierdut și bani și tot... Se pierde finanțarea. Dincolo de toate, numai că pierderea, dar toate visurile astea se năruiesc pe ce? Până la urmă pierde sportivii și pierde sportul românesc. Noroc că Nicu Vlad este, dacă vreți, pe poziția care o are, elementul de susținere, stâlpul ăla care nu mai e el.
Da. A doua problemă foarte delicată, dacă vreți, este această selecție continuă, pe care, mai ales că suntem la sfârșit de an preolimpic, și facem această interferență noi din anul ăsta și la anul, când deja e anul olimpic, ne gândim la Tokyo. Și asta ce presupune? Un lot lărgit, care iar se strangulează după 3-4 ani, 2 și cu, după 5 ani, și trebuie să fim la Olimpiadă. La Olimpiada de la Londra am fost atletist cu o sportivă. La Olimpiada de la Londra. La Olimpiada asta de la Rio, suntem cu 4 la atletism. Deci partea calitativă, aia spune totul. Că aia e întrebarea, cu câți ați fost la Olimpiadă? Cu niciunul. Păi le-a spus, ce degeaba? La fel, la gimnastică. Am fost și am luat medalie la Londra cu o sportivă, acum suntem cu o alta, Zarzu. Deci, ea e Diana Oneșteancă, Zarzu este oneșteancă, sigur, gimnastica, dar am avut 10 care nu erau oneștence, ceea ce înseamnă că elementul local e primordial la gimnastică pentru că sunt aproape de părinți, dacă vreți, într-un fel. Da. Și la vârsta lor și motivația, sigur, și acolo sunt greșeli, dacă vreți, dovadă că ultimul campionat mondial al Glasgow au ridicat semne de întrebare, dar semnele de întrebare sunt, dacă vreți, cu minusurile din spate. Nu acum s-a stricat jucăria, e mai de mult, să zic eu, șoseaua ruptă și noi ne stricăm direcția. Gimnastica. Judo trăiește aceeași, cu prima medalie la Balcaniadă. Deci într-un târgușor ca Târgu Ocna, că noi suntem, dacă vreți, un club de pe Valea Trotușului, ca să nu spun numai Oneștiului, și la ora asta mi-am dat seama că trebuie să iau și din experiența mea, pe care am avut-o în anii ăștia, mulți care i-am parcurs. Ne trebuie la fiecare secție un birou de secții puternic, cu 2-3 sponsori, nu cu sume exorbitante, care să susțină vârfurile. Care să susțină vârfurile. Eventual, cu un, dacă vreți, cu 3-4 milioane pe lună, la care noi să mai adăugăm ceva și sportivii ăștia să fie motivați. Pentru o firmă care, hai să spunem, cum îl cheamă asta, cu... Care... Nu nominalizăm, dar... Da, clar. Da. Dom'le, dau... Poate ajuta. Secțiile mele se numeau după sponsori. Secția de atletism de Deman. Nu de Deman. Chiar Oneștiu mă susținea la Bacău. Era Vila Construct. Da, da, da. Sergiu Blajevski, deci era secția de atletism, Sport Club Vila Construct. Deci aveam sponsorul. Îmi dădea 1000 de dolari pe lună, cu care eu acopeream indemnizațiile la Este nevoie în continuare. La 5 campioni europeni și mondiali. De acești sponsori care să ajungă. Dar pe ce? Pe Dedeman, care a fost, a urcat și el. I-am zis, bă, tu ai promovat cel mai tare în România, amândoi frații Pavel, și eu am urcat la fel cel mai tare în România. Păi urcăm împreună. Sigur. Că nu poți să fii sponsor. Nu poți să fii sponsor. Vreau să mă duc și la omul ăsta care e din Polonia aici cu placajul, nu se poate. La Merlușcă, care a fost atlet, ce înseamnă 5-6 milioane, mă, pentru doi copii extraordinari? Și mai sunt și alte firme care sigur ar putea să... Că nu-s numai Oneștiului, sunt a voi Trotușului. Exact. Pentru că ața lumea să înțeleagă sate, tot ce este, tot să dacă ne luptăm să fim primii, că nu am reușit să fim numai primii, mai sunt și pe locul 3, pe 2, dar suntem în această luptă a calității și a identității, dacă vreți. Că dacă cine e, mă, Oneștiul? Păi Oneștiul, cum e, mă, locul tău e... Adică, facem din numere nume și în același timp ne căutăm, cum v-am zis, personalitatea și identitatea. Sunt multe de spus. Sunt multe de spus. Eu propun să ne mai întâlnim în perioada următoare. Perioada următoare vine deja, sunt invitat, culmea, să iau și cuvântul la adunarea generală de, se numește Gala Campionilor la Atletism, așa cum a fost în fiecare an. Unde? E la Bușteni, unde s-a făcut stadionul. Unde? Vedeți, o gândire de primar. A făcut stadion acolo. Ce înseamnă stadion acolo? La noi aici, în Cămin, aici în hotel, este echipa din Câmpul Lung. Echipa din Câmpul Lung, Mușel, de unde este Panțuroiul, de la liceul de atletism. Că e o școală în care trimit eu acolo. Așa,
stau aici, fac pregătire. Ei, fac pregătire pe coclauri, că un stadion în condiții extraordinare ar fi creat. Și, dacă vreți, și avantajul, cum să zic eu, al o competiție în Onești aduce oameni la hotel, oameni care cumpără magazine, imagine. Aduce un plus economic și Oneștiului. Se leagă. Sigur că da. Păi crossul de la New York, dacă vă spun așa, aduce un venit fantastic capitalei americane. Deci e enorm. Gândiți-vă că noi am avut campionatul național de semimaraton. Tot orașul era plin de, lumea satisfăcută. Noi am ieșit campioană și la senior, și la tineret, și la băieți, și la fete. Deci era ceva așa, parcă cei care ești pe altă lume. De, asta trebuie continuate. Am avut un concurs, 11 ani l-am ținut, de aruncări pe teren, aruncări lungi, ca să spun, disc, suliță, greutate și șocan. Și 11 ediții. Tome, era nebunie, asociat cu un cross. Știți cât veneau din țară? Fantastic, toată țara Onești. A venit acum o idee, nu știu care, în Consiliul Local. Nu mai avem, bă, nu mai ține. A anunțat că nu-l mai ține. Primul care l-a luat, Aradu. Și Aradu, un drag, acum face campionatul european de aruncări lungi. Deci, nu numai să... După ce mi-a... Și eu am vorbit cu președintele federației, zic, dom'le, vreau să luăm înapoi. Nu, mai luați înapoi. Nu mai dă drumul. Păi nu mai dă... Deci, cât de greu se creează un asemenea... O asemenea tradiție. 11 ani, dom'le. Și deodată, hap, tai cu farfica. Nu mai ne trebuie, nu avem bani. Și ce era, dom'le, nimica tot. Bun, niște gânduri optimiste ale dumneavoastră pe finalul discuției. Sunt convins că altfel n-aș declara lucrurile astea, că Oneștiul, la ora actuală, o să chemăm și pe doamna Lipă cu prima ocazie, o să aveți aici. Doamna ministru. Doamna ministru, Oneștiul oferă la ora asta cele mai bune condiții din Europa de Est, dacă vreți, pentru sporturile olimpice, vizând baza materială, școală, cămin, oraș liniștit, nu mai fumegă nimica, îi dai alt colorit orașului, îl întinerești cu copiii ăștia care vin.